я. Послание моє для дону Рагу, да? Да. Таш и сургам свеле турешка на усах. Давай гонитка, пана Лаурватска, ба? Кречу, Оксана! Это Оксана, він, вимкал своєн. Așa, acum perechea este completă. Sărbătoriți ziua de naștere, domnul Radu, și important și dumneavoastră, am înțeles că ați sărbătorit. Așa că surpriza vine din partea cui credeți? Nu te uita la mine, eu n-am bani pe surpriză. Nu știu. Că și eu știu cât să ai și am prijurul tău. Așa. Poți să începem, da, cu acest buchețel, care eu să mi-l permit să-l ofer domnului Radu. Maria, la mine, așa, torta. Rad. Ia, uitați, vă rog frumos. Eu n-am 37, încă n-am ajuns. Și aici o șampanie mai deosebită. Da? Mihaela? Pentru dumneavoastră. Nu. Mulțumesc. Așa, și trebuie să fie un Radu micuț. Răduț. Ce? Ia ca voi ce l-ați gătit pe dânsul. Așa, uite și pentru tine avem o mașinică aici. Spune mulțumesc. Mulțumesc. Să crești mare. Și în ultimul rând, așa, câteva cuvinte frumoase care eu o să-i dau citire pentru dumneavoastră. Tu, mămică dragă, ne îndrum pașii și ne sprijini să mergem pe drumul drept. Îți mulțumim pentru toată stăruința, pentru noi, pentru sfaturi și pentru toată bunătatea din sufletul și inima ta. Te iubim, dragă tată. Îmi face deosebită plăcere să-ți trimit în această zi frumoase cele mai sincere felicitări. Viața să fie plină cu bucurii și trupul plin de sănătate. Nefericire și tristețe să te ocolească, iar tot ce e mai bun să-ți fie mereu în preajmă. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă țină lângă noi cât mai mult. Sunteți cele mai frumoase și sincere persoane din viața noastră. Vă iubim la infinit! Mulțumesc frumos și noi vă iubim. Mulțumesc frumos. Găsit la și în cadou. Da, la Mihaela. Să duci mie de Valeria, că la Ivon. La Ivon. Așa, din partea celor mai dragi, vin să vă urez un sincer la mulți ani pentru un gest mai deosebit pentru dumneavoastră. Cuvintele cred că sunt de prisos. Emoțiile mereu spun totul. Evident, venim și noi cu sincere felicitări să aveți o familie puternică și mereu să aveți respect din partea copilului. La mulți ani! Mulțumesc frumos!